Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște au depus cereri la secția de votare din apropiere, secția cu numărul 26, pentru a-și putea exercita dreptul la vot prin intermediul urnei mobile. Președintele secției ne indică și numărul exact al solicitărilor. O solicitare pentru urna mobilă? Foarte multe, una în oraș și 238 la spital. La spital nu părea să știe nimeni nimic. Atunci când reporterii Columna TV au întrebat despre cum pot vota bolnavii internați, pentru lămuriri au fost îndrumați către serviciul administrativ, unde era lacătul pe ușă. Nici pacienții nu aveau habar de faptul că din spital se poate vota, în ciuda faptului că alți bolnavi depuseseră deja cereri. Impresionant este că își doreau totuși să voteze. Păi n-am știut că rămân astăzi aici. Altfel ați fi solicitat? Da. Da. Și dacă s-ar mai putea face acest lucru astăzi, veți face? Da. De ce? Pentru să iasă... Votați de obicei? Da. Când sunt alegeri? Da. Și astăzi nu aveți cum să plecați de la spital să votați? Astăzi nu. S-a votat... Da, joi. Pentru a naște, din ce vedem. Da. Astăzi a solicitat urna mobilă la spital? Vom vota, dar n-am unde să votez. Eu pot să votez, că sunt destul de majoră și... Unde votezi? N-ați solicitat urna mobilă? Nu ați făcut cerere pentru urna mobilă la spital? Nu. De ce? Păi n-am știut că sunt internată de seară. Și ați fi vrut să votați? Da. Dar nu puteți pleca din spital astăzi? Nu pot să plec, dar sunt internată de seară și vreau să votez. Dacă pentru... veți fi anunțată când vine urna mobilă, veți încerca să votați? Veți vedea dacă cu cea mai mare plăcere votez. Pentru o viață mai bună, vrem să votăm. Să sperăm că au reușit în cele din urmă să afle unde era urna mobilă pentru a-și putea exercita dreptul la vot.